Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viața miniștrilor elvețieni va fi foarte grea iarna următoare. De ce râdeți, mă? Râdeți de vieții miniștri elvețieni și viața lor? Da. Așa. Iarna următoare, miniștrii elvețieni vor fi puși să-și plătească abonamentele pentru teleschiuri. Din banii lor proprii și personali. Aveau gratuitate? Da. Deci ei vor fi puși să-și plătească așa cum presupun că își plătește și președintele nostru Neamț abonamentul pentru teleschi. Da. Că doar nu decontează din bani publici, nu cred, când se nu duce dânsul la schi. Sau la golf. Când se duce la golf, dânsul sunt convins că plătește ora de golf. Nu. Ar fi o nedreptate să afirmăm asta. Nu, sigur că își plătește. Adică sunt convins sigur că scoate că bani din salariul dânsului și cumpără bilet de intrare. Dar dânsul practică toate aceste activități în cadrul privat. Nu este adevărat. Vineri, de exemplu, vinerea trecută, dânsul s-a dus la golf la piano în timpul programului de lucru. Nu, în sensul că m-am deci a greșit. Fost, practic, în interes de serviciu. Cred că își decontează biletul de golf pentru că a făcut președinție la piano. La piano e terenul de golf e privat, vreau să spun. Da. Pârtia e telefericul, ce folosește dânsul, toate sunt private. Da. Iar la noi se știe că prin tradiție, la fel cum e ciubucul, la fel e și datina asta, când vine un boss, da, să nu iei banii. Să nu iei banii? Că până la urmă, dar vă rog, mulți insist, oameni de-aia își doresc să fie boși. Să nu plătească banii, da. Da, așa, da, adevărat. Oricât de bogați ar fi, oricât da, de nu contează câți bani. Ideea e că e o chestie de respect, știi? Adică, băi, domnul președinte, haideți, domnul, fii serios. Da, hai, domnule, vă rog, eu luați suta. Cumpărați matale, domnul președinte, bilet. Haide, domnule. Dar sunt curios dacă, deci, nu plătești, dacă ești boss, nu plătești doar tu când te duci la gol vinerea? Când faci președinție la gol vinerea? Și cu echipierii, cu și partenerii de joacă, că doar nu... Toată lumea din jur, consilierii ăștia, totul e gratis pentru toți? Eu spun că ea cu care joci. Adică matale, cine duci... Eu sunt consilierul. Ai legitimație de consilier? De unde știu eu că ești matale consilier? Numai că e șeful terenului. Echipa, ăla a închiriat terenul. Bănuiesc că e la fel, nu? Cine a închiriat, mă? Domnul președinte, jucătorul, ăia închiriat, care vine să joace. Hai, băieți, mergi, că doar nu se duce acolo singur. Vineri, în timpul programului, deci dânsul s-a dus și a făcut președinția acolo. La... Practic, cum se face școala altfel, a făcut președinția da, altfel. Pe teren. Vreți să revenim? Mai avem timp sau cu... Da, normal că avem timp. Da, deci... Bravo, Luca. Dacă nu știați, miniștrii elvețieni aveau abonamentele pentru teleschiuri decontate din bani publici. Aia societatea NAPO, dacă ea trebuie să deconteze... Da. Da? Dar ceva și... ce normal trebuie să le fie oferit de boși. Dar și alți alți funcționari, cum ar fi consilierii federali, familiile acestora, miniștri pensionați și diversi oficiali din cantoanele elvețiene. Și a ieșit ceva scandal, proceduri, nu știu cum, și pur și simplu guvernul a hotărât. Ce probleme uiezi de să... Bă, gata! Gata! Consiliul Federal a decis... E o coadă la teleferic, ceva de nedescris. Numai consilieri, familii de consilieri. Puși. Consiliul Federal a decis că începând de anul viitor abonamentele gratuite pentru telescaune vor fi eliminate, împreună cu un alt beneficiu care acordă consilierilor acces gratuit la o lojă specială în Teatrul Municipal din Berna. Deci nici la teatru, mă, nu... Hai, gata și cu asta. Acolo e mâna unui boss mai mare, ceva... Președinte de canton sau cea care zice, băi, vin cu toți sărmanii, stau la coze, ești coadă de demnitari. Da, chitroșii ăștia, deci nu văd niciun șpil să fii boss în Elveția, că în Elveția înțeleg că nu se oferă proprietarul de la teleschi să dea gratis. Nu au se nevoie oferă de acte. Îți cer bani, nenorociți. Da? Deci când te duci în Elveția la teleschi, practic ești tu boss, ce ești tu acolo, ministru, consilier, familie de consilier, în loc să se simtă și ei poftiți să trăiți să apară la noi, dar... N-au pic de empatie da, patronii de acolo, practic. Ce na? Să apară domnul Ciolacu sau domnul Iohani sau mai știu eu ce demnitar la ghișeu, la telescaun, să zică, dați-mi și mie două călătorii. Cred că așa se întâmplă. Nu, nu. Nu? Și că și întinzând 5 lei. Haideți, domnul. Da. Băi, ar fi, aș vrea să văd asta. Ce? Știi? Da. Domnul Iohannis împingând, nu 5 lei, mai e mai mult de 5 lei. Cât e abonamentul de skipas? Să-l văd că stă da, la... Dar nu și-a skipas, mă, și-a dat-i un adus întors, că n-am timp. Mă întorc la birou. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.